Bună ziua, suntem la parohia romano-catolică Sfântul Nicolae din Curtea de Argeș. Alături de mine este Părintele Paroh. Momentul la care facem acest interviu este înainte de slujba Învierii Domnului. Părinte, spuneți cum se va desfășura slujba în această seară? Slujba de Paști, de noaptea de Paști, e împărțită în patru părți. Mai întâi, liturghia focului, este sfințit focul, de la focul sfințit se aprinde lucrarea pascală, apoi se intră în biserică, se cântă de trei ori Lumina lui Hristos, a doua oară oamenii iau lumină și după a treia cântare, lumânarea este pusă într-un pupitru, într-un stativ acolo, și urmează intonarea vestirii Învierii, o cântare mai lungă în care este prezentat misterul mântuirii de la facerea lumii până la Hristos care moare, învie și învie pentru mântuirea noastră. După această parte, prima parte, urmează liturgia cuvântului. Noaptea aceasta este numită o noapte de priveghere și veghere mai lungă. Sunt propuse mai multe lecturi din Vechiul Testament, una din Noul Testament și Evanghelia. Se vor citi, se cântă un psalm după fiecare și o rugăciune. Când se termină acestea, urmează predica, omilia, în care preotul salută lumea cu Hristos a înviat și în seara aceasta voi citi scrisoarea pastorală în altul preasfințitului Aurel Berg. După aceasta urmează partea a treia, liturgia botezului. În fiecare an de Paști, când sunt copii de botezat, se botează și copiii. Dacă nu sunt, se sfințește apa de botez și toți creștinii cu lumânările aprinse în mână renoiesc făgăduințele de la botez. Preotul îi întreabă, vă lepădați de satana? Îi răspund, mă lepăd, credeți în Dumnezeu? Cred. Și după aceea preotul sfințește cu apa sfințită, sfințește credincioși. Și ultima parte este liturgia euharistică. După aceste urmează exact tot ritualul liturgiei euharistice. Prezentarea darurilor, prefacerea, împărtășanie. După împărtășanie se face rugăciunea de încheiere, binecuvântare și la sfârșit se binecuvântează și alimentele pe care le aduc credincioșii și de Paște. Și cu aceasta se încheie Sfintele, cum să spunem, ceremonii. Că liturgia e, să spunem, e liturgia cuvântului și euharistică, dar acum avem mai mult. La momentul la care se difuzează știrea, credincioșii din parohia de la voastră deja se alcătoresc Sfintele Paști. Da. Doriți-le de anumite prin mesaj pe această cale? Doresc tuturor credincioșilor, mai ales romano-catolici, dar și tuturor celorlalți, sunt protestanții care celebrează împreună cu noi, apoi celorlalți care acum sunt în post, celor care celebrează Paștele, un Hristos a înviat, Paște binecuvântat, cu multă pace, cu bucurie și mai ales cu sănătate. Și celor care sunt încă în post, doresc un post rodnic, și să ajungă la Paști, să celebreze cu bucurie Învierea lui Hristos. Iubiți credincioși, tuturor vă spun Hristos a înviat. Vă doresc ca aceste sărbători pascale pe care, iată, le-am început de joi și continuăm și mâine, ziua de Paști, să fie pentru toți motiv de bucurie, de pace sufletească, de înțelegere și de trăire a vieții creștine, mai ales în familie.